În data de 10 decembrie a ajuns motivarea în alte curți de casație și justiție la Prefectura Neamț, motivare care va sta la baza ordinului pe care îl va emite prefectul de Neamț pentru suspendarea primarului Gheorghe Ștefan. Actul vizează prima perioadă de 30 de zile pe care primarul municipiului Piatra Neamț a petrecut-o în arest. În cursul zilei de ieri și astăzi am primit deciziile de la Înalta Curte de Casație și Justiție în ceea ce îl privește pe domnul primar al municipiului Piatra Neamț, domnul Gheorghe Ștefan, urmând ca în cele 48 de ore aferente atribuțiilor ce îmi revin pentru constatarea suspendării mandatului să emit un ordin în cursul zilei de astăzi, la sfârșitul zilei de astăzi sau mâine dimineață, în funcție de cum vor merge documentele în cadrul serviciului juridic, urmând ca, după emiterea ordinului, să emit un comunicat de presă către toți reprezentanții mass media. Prefectul județului are la dispoziție 48 de ore să emită ordinul de suspendare, după care consilierii locali de la Piatra Neamț vor desemna prin vot secret viceprimarul căruia îi vor reveni și atribuțiile de primar. În același timp, și aleșii municipali vor decide și care va fi consilierul care va primi atribuțiile de viceprimar în locul celui avansat. După comunicarea ordinului de prefect care constată suspendarea mandatului de primar pe durata arestului preventiv, Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț își intră în atribuțiile legale și trebuie să desemneze la următoarea ședință un viceprimar care va exercita și atribuțiile de primar pe toată durata ordinului emis de prefect, pe toată durata arestului preventiv. Din cadrul consilierilor locale ai Municipiului Piatra Neamț, de asemenea, se poate delega un consilier care să exercite funcțiile, atribuțiile viceprimarului care este delegat cu atribuții de primar. Cam astea ar fi pașii și procedurile legale conform legii administrației publice locale în ceea ce privește pe primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Gheorghe Ștefan. Legea mai menționează că în momentul în care starea de arest încetează, primarul își poate relua mandatul și va primi indemnizațiile pentru perioada în care a fost suspendat. În acest moment sunt două persoane care ar putea urca, datorită votului colegilor, pe funcția de viceprimar cu atribuții de primar. Aurelia Simionică și Dragoș Chitic.